Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Sper că aveți parte de o vară foarte frumoasă și foarte relaxantă și să știți că voi mă ajutați să-mi faceți vara mai frumoasă și vă mulțumesc pe această cale că îmi sunteți alături de fiecare dată la toate videoclipurile, că apăsați butoanele de subscribe, de like, că îmi lăsați eventual un comentariu și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Fac și un reminder pe calea asta că am observat că sunt persoane care nu știu acest lucru. Dacă vă doriți să deveniți abonații acestui canal, este foarte simplu, o puteți face într-un mod total gratuit, apăsând butonul de subscribe. Și v-aș fi super, super recunoscătoare, pentru că există acolo o diferență destul de mare în raportul persoanelor care vizualizează clipul și nu sunt abonate în comparație cu cele care sunt abonate. Așa că vă aștept în această comunitate minunată de persoane care se ajută între ele și care învață unele de la celelalte. Să intrăm așa în subiectul videoclipului de astăzi. Să știți că urmează să plecăm pentru câteva zile din București. A revenit și Luca din cantonament și mai are câteva zile până când începe antrenamentele, așadar vom profita și vom merge într-o vacanță de familie. Nimic fancy-jmensy. O să mergem la noi la mare. Dar cam asta facem noi de fiecare dată și pentru noi este perfect așa. Și dacă tot plecăm în vacanță, am fost nevoită să ajung prin diferite magazine ca să-mi reîmprospătez stocurile. Și astăzi vom avea haul Sensei, DM, Pepco și Dr. Max. Pentru că atunci când pleci, vrei să ai medicamente. Mare mi-a fost mirarea să văd că în farmaciile Dr. Max există produse din portofoliul celor de la Biocard. Dacă vă amintiți voi acum ceva timp, am primit un pachet de PR de la ei și au fost niște produse care mi-au plăcut foarte mult, și anume acest demachiant, Doamne, deci este divin. Topește make-up-ul rezistent la apă, nu ai absolut nicio problemă, este pentru o piele cu tendință uleioasă, așa cum am eu în zona asta T, și demachează impecabil. Nu are miros, ca să știți în cazul în care vă deranjează acest ingredient. Aproape se termină și o să vedeți că am recumpărat o altă formă a acestui produs și de asemenea de la Noa, în portofoliul celor de la Biocard există mai multe branduri. Există BioBalance, există Noa cu produse pentru păr, deci o să vedeți că aveți de unde alege. Este acest serum cu acid hialuronic pentru păr, care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îl folosesc alternativ cu alte produse pe care le mai am și îmi place foarte mult. Chiar cumințește firul de păr și am impresia că îl hidratează. Până la urmă, acesta este și rolul acidului hialuronic. Astea sunt produsele care mi-au plăcut și dacă tot am ajuns în Dr. Max și am văzut că au produse de la ei, am zis să îmi recumpăr câteva. Și anume, este vorba de acest SPF, tot de la BioBalance. Ce îmi place mie foarte mult este că este un Mattifying Face Aqua Fusion, adică matifiază tenul și este pentru tenul cu probleme precum excesul de sebum, așa cum vă spuneam, și cu pori dilatați. That's me! O să vedeți, eu cred că într-un daily, că am căutat și acel spray de la Garnier, dar nu l-am mai găsit în DM, așadar o să mă folosesc foarte bine de această cremă pe perioada vacanței noastre, SPF 50+. Avem o protecție și împotriva luminii albastre și împotriva razelor UV, așadar n-ai ce să cer mai mult de la un SPF decât ceea ce promite că face acesta. Așa cum vă spuneam, am mai luat un balsam din acesta demachiant de la BioBalance, doar că este în varianta asta roz pentru tenul sensibil. Hai să vă spun și câteva informații. Este un balsam de curățare cu scoalan și bisabolol și este potrivit tenului sensibil și sau uscat ori cu roșață. Dacă ați observat, atunci când eu aplic un produs, de exemplu, cum a fost atunci când am făcut machiajul cu produse de la Gucci, am aplicat SPF-ul, da? Ați observat că mă înroșesc foarte ușor și am zis să mai schimb un pic produsele și să mă îndrept către acesta, care este dedicat tenului cu roșață, să vedem cum funcționează și sper să demacheze la fel de bine ca acesta. Apoi, Magic Touch. Nu știu dacă îl mai țineți minte, atunci când l-am testat eu, v-am spus că la momentul respectiv, mie îmi plăcea make-up-ul mat. Era și mai frig afară, ce e drept, dar de ceva timp încoace, știți că îmi place așa make-up-ul mai glowy, să-l numim. Așadar, am reachiziționat acest produs Magic Touch, tot de la BioBalance, care are trei funcții, să le spunem așa, primer, foundation și concealer, adică primer, fond de ten și concealer.
Așa arată, cred că este în nuanță unică, zic eu. Și uite, vă arată aici că uniformizează foarte bine nuanța tenului. Ce mi-aduc eu aminte este faptul că îl lăsa destul de strălucitor. Așa că dacă vă doriți un make-up mat, acest produs nu este pentru voi. De asemenea, conține și vitamina C, un ingredient super, super potrivit pe perioada verii, pentru că SPF-ul îl potențează. Am și două seruri. Vitamina C, așa cum spuneam, tot de la BioBalance, așa arată. 10% acid ascorbic și hialuron 3D, acesta de aici. Nu știu de cum sunteți voi, dar am impresia că mă veștejesc. Jur că am impresia că mă veștejesc și atunci simt nevoia de foarte multă hidratare. Ați văzut că și în SPF-uri caut să fie un produs cât de cât hidratant. Încerc să hidratez pe toate căile posibile. De asemenea, să știți că și acest produs, în momentul în care demachează, fiind un produs destul de gras, parcă și hidratează tenul. Deci încerc să fac tot posibilul să nu mă mai veștejesc. Așadar, nu știu de ce nu-mi iese cuvântul ăsta. Veștejesc. Hai că mi-a ieșit. Așadar, acid hialuronic și vitamina C. Am vrut să mai încerc alte produse de păr de la Noa și am în felul următor. Dați să vedem care este șamponul, acesta de aici. Din gama Yal, tot așa, cu acid hialuronic, acesta de aici. Apoi am luat și balsamul, ca să fie un tratament complet. Aceste produse vor merge cu mine la mare și le voi testa acolo și bineînțeles că am luat și masca pentru că nu se putea altfel. Când vreau tratament complet, iau tratament complet. Hai să vedem cum miroase, că sunt curioasă. La produsele pentru păr îmi place în general să miroasă bine. Miroase foarte plăcut, doar că este un miros destul de subtil. Mi se pare un miros super natural. Ceva, miroase a proaspăt, a verde. Și dacă observați, este un produs super, super dens, l-aș numi eu, deci albușurile sunt bine bătute, dacă mi se permite o glumă. Da, interesant. Sunt foarte curioasă să văd cât de bine vor funcționa aceste produse pe părul meu. Cam atât de la Dr. Max. Hai să trecem acum la produsele de la Sinsei. Nu știu exact în ce ordine vor apărea clipurile, dar da, cred că pe acesta o să-l vedeți înainte. Să știți că în următorul daily veți vedea câteva imagini din magazine. Așadar, din Sinsei am luat după cum urmează. Oare știți că se apropie ziua lui Luca? Bănuiesc că dacă v-am zăpăcit cu asta și sigur, sigur ați văzut și clipul de la Sinsei, Holul Shane, asta am vrut să zic, că am luat diverse pentru el și iată ce am găsit în Sinsei, nu știam că au baloane. Am luat așa, un 1 și un 0, adică 10, atâția ani cât împlinește Luca, 5 lei fiecare cifră din aceasta. Sper să arate bine, are 70 de centimetri o cifră și vreau să-i fac, nu știu dacă o să le ducem la locație, unde își va face ziua sau îi fac eu așa acasă să se trezească dimineața într-un mediu de sărbătoare. Sper să nu se uite la acest videoclip. Și tot în acest sens am luat și acest, cred că da, tot balon este, cu Happy Birthday, doar că acesta din păcate are doar 30 de centimetri. 35. 10 lei a fost. Ce-am mai luat de la Sinsei? A, da. Această bucătăreasă în devenire, nu. Dar am zis să am așa ceva în casă. Sunt niște measuring cups, se spune în engleză, se numesc în engleză mai bine zis, cum să le numim, nu știu, ustensile pentru măsurat, diverse ingrediente, hai să le numim așa, nu aveam așa ceva în casă, am zis că cine știe, poate acum dacă am și Tefal OptiGrill, am și Tefal Cook For Me, poate, poate totuși o să am și eu nevoie de așa ceva. Sunt 4, iar acest set a costat. Nu se știe cât a costat, stați că am impresia că am bonul aici, ca să vă zic exact. La DM o să vă las prețurile afișate pe ecran ca să nu stăm să pierdem timpul, pentru că sunt mai multe produse, dar aici pot să vă zic repede, repede, 13 lei a fost acest set cu instrumente de măsurat. Bun, fiți atente că n-am terminat cu Sinsei, pentru că am mai luat ceva. Uitați-vă voi!
cât de drăguț este acest weekly planner. Este superb, superb și acum trebuie să fim sinceri și să recunoaștem faptul că nu mai este atât de mult până când începe școala. Unul l-am luat pentru mine și a costat, o, Doamne, nici la ăsta nu mai am preț, dar hai mai bine să nu vă zic și știți de ce nu vă zic? Pentru că sunt convinsă că ați observat că am luat două. Unul pentru mine și unul pentru voi, pentru că undeva prin luna august voi face binecunoscutul giveaway back to school și încep așa încet, încet să strâng. Așadar, unul va ajunge la voi. Sunt foarte, foarte încântată. Abia aștept să mă duc în Jumbo și să caut toate rechizitele posibile și imposibile și drăguțe ca să fac așa un premiu mare, mare și frumos pentru voi, ca să vă dea energie și dorință de a începe acest nou școlar așa, în forță, cu toate forțele înainte, cum s-ar spune. Abia aștept impresiile voastre în comentarii să-mi spuneți dacă vă doriți acest giveaway sau nu și dacă aveți, nu știu, ceva sugestii în legătură cu produsele pe care ați vrea să le pun acolo, lăsați-mi în comentarii și asigurați-vă așadar că ați apăsat și butonul de subscribe și clopoțelul ca să fiți notificați atunci când postez, pentru că niciodată nu știi când vine haul-ul. Trecem acum la DM, prețurile afișate pe ecran. De la Profissimo am luat acest set cu diverse punguțe. Sunt 20 de bucăți în acest set, 5 de 4 litri, 5 de 2 litri și 10 de 1 litru. Noi aceste punguțe nu le folosim neapărat pentru alimente, cu toate că pentru asta sunt destinate, dar le mai folosim, nu știu, când mai pleacă Luca și vreau să-i pun un gel de duș într-o pungă de acest gen cu fermoar pentru a împiedica răspândirea unui gel de duș printre haine în cazul în care acesta se varsă și întotdeauna mai găsesc ce să mai pun și îmi trebuie o pungă. Pe acelea mari, sincer vă zic că le folosesc la încălțăminte. Apoi, mai bine vărs eu. Deci uitați-vă ce pungă mi-au dat, dacă vă vine să credeți. Nu mai aveau pungi deloc decât din acelea din material care costă o căruță de bani și n-avea rost. Așa că am îndesat o grămadă de produse aici. Am luat un aprinzător de aragaz, nimic foarte minunat și extraordinar și nemai văzut, dar aveam nevoie de așa ceva. Eu îl folosesc pentru aprinderea lumânărilor de la Bic, funcționează foarte bine. Roz, drăguț, se va vedea bine în bucătărie. Nelipsitul spray pentru încălțămintea sport de la Sanitol este minunat. Să știți că am o pereche de Adidas pe care îi folosesc la sală și nu au niciun fel de miros. Știu că poate sună într-un fel, dar vă zic chestia asta, că acest spray, pe lângă faptul că dezinfectează încălțămintea, îi oferă și un miros așa foarte proaspăt și împiedică ca acel miros neplăcut să se impregneze cumva în încălțăminte. Deci vi le recomand 100%, este absolut minunat. Am luat chestia asta pentru că mi s-a făcut poftă. Ivorel, n-am mai auzit de acest brand propriu. Este un sirop de soc. Acum o să văd cum o să-l folosesc. Cred că aș putea să-l fac oare cu apă minerală, nu știu, spuneți-mi și voi cum îl folosiți, ca să-mi fac așa un suc cu gust de soc, sper să aibă gustul ăla, hai să încerc un pic, măcar să-l miros, gustul autentic de soc. Da, miroase. Miroase a soc și sunt foarte curioasă, abia aștept și deja mi-l imaginez cu niște apă minerală, cu toate că eu nu prea sunt fanul băuturilor carbogazoase și cu niște gheață. Abia aștept. Oare ar merge și la ceva cocktail cu puțin alcool? Încercăm și chestia asta, dar ca idee să știți că găsiți sirop de soc bio la DM. Da. Petit Pu, v-am mai povestit despre acest produs. Este un produs care se pune în vasul de toaletă înainte ca acesta să fie folosit și totul miroase a o grădină cu flori. A nimic altceva. Deci este foarte eficient, acum lăsând gluma la o parte, este foarte eficient și chiar funcționează. Nu are un preț tocmai mic, dar, nu știu, eu zic că merită. Dacă l-ați încercat, puteți să lăsați și review-urile voastre în comentarii ca să se convingă toată lumea de faptul că, într-adevăr, este un produs care schimbă așa niște lucruri. De la Farmec am luat încă o dată peelingul cuticular. Este minunat, minunat. Ceea ce trebuie să faceți este, în momentul în care
vă faceți sau vi se face manicura, împingeți cuticula, aplicați un pic din acest produs, lăsați-l să acționeze un minut și apoi cu o spatulă curățați cuticula. Și acest lucru se întâmplă într-un mod impecabil. Deci este un produs care îți salvează timp, că nu mai stai să tai neapărat în cazul în care nu ai niște cuticule extraordinar de mari și funcționează minunat. Deci are un preț imbatabil, nu aveți de ce să nu-l încercați. Dacă îl încercați, o să mulțumiți mai târziu, așa cum mai îmi place mie să zic. Mi-am recumpărat acest burețel de la EcoTools BioBlender. Cred că, în opinia mea, acest burețel este mai bun decât cel de la Real Techniques. Nu știu de ce, poate și datorită formei, mi se pare așa. Este minunat. Am mai avut unul, l-am aruncat recent pentru că depășise cu mult termenul. Nu mai știu exact cât trebuie să folosești acești bureței. 30 de zile, 60, ceva de genul acesta. L-am folosit mai mult spre rușinea mea, așadar am simțit nevoia să îl recumpăr. După ce, în clipul cu Makeup Gucci, am folosit burețelul de la Real Techniques și în mintea mea era ceva de genul, băi, funcționează mai bine celălalt. Așadar am profitat, am ajuns în DM și l-am recumpărat pe acesta. Am luat aici o chestie de care sunt super curioasă, de la Balea. Este o cremă de mâini care teoretic are sclipici și uite, o voi folosi exact acum în fața camerei, dar hai să vedem ce scrie. Cu pigmenți de strălucire se aplică zilnic la nevoie, masând ușor, în fine. Cam așa se aplică în general o cremă de mâini. Hai să vedem că sunt foarte, foarte curioasă. Miroase bine și are o textură așa ca de gel. Interesant, asta înseamnă că teoretic nu va mi-a căzut pe picior. Nu va lăsa mâinile foarte lipicioase și foarte grase și că intră rapid în piele, ceea ce pot să simt. Dar nu prea văd pigmenții de strălucire. Poate ar fi trebuit mai bine să o amestec înainte. Stați un pic, mi-a căzut pe jos, o să o iau să o amestec și o să mai o să o mai aplic o dată pentru că a intrat instantaneu în piele, deci nu mă deranjează dacă aș mai aplica. Ia să vedem. Da, acum există niște particule așa strălucitoare, sclipici, pe scurt. Dar sunt foarte curioasă să văd cum se văd mâinile la soare, în lumină naturală. Nu cred că o să reușiți voi să vedeți pe cameră. Sincer, nu prea aveți ce să vedeți pentru că sunt super subtile particulele acestea de sclipici. Vedem cum se văd în lumina naturală, dar să știți că există acest produs în DM. Eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Mi s-a părut interesant și am zis să-l testez. Mai avem două produse. Mi-am mai luat un gloss de la Maybelline, Lifter Gloss, o nuanță nouă, nu știu sigur de când este aceasta lansată, 005 Pearl, perlă, Petal, pardon, am și nuanța Pearl, dacă nu mă înșel, sau există, doar că e una albicioasă, aceasta este Petal, adică petală, și nu știu dacă reușesc să-l desfac acum. Mă îndoiesc, dar ca idee așa arată nuanța. Este o nuanță mai închisă, mai spre roze, așa. O să-l aplic și o să o fac alături de voi într-un clip viitor. Ultimul produs de la Nivea m-a atras, nu știu de ce. Acesta este un produs de tip concealer. Să știți că pentru el au 3 nuanțe. Eu mi-am luat nuanța de mijloc, adică 02. Au nuanța 01 Fair, cred că se numea, și nuanța 03, care este cea mai închisă. Eu mi-am luat Medium. Așa arată produsul. Se potrivește nuanța foarte bine. Întotdeauna la concealer îmi place să am nuanțe mai deschise față de fondul de ten, așa că dacă aveți un ten precum al meu și vă doriți o nuanță mai deschisă, luați-vă nuanța de mijloc. Uitați că nu știu exact cum se... Vedeți, are un buton aici ca de pix. Acum rămâne de văzut cât... gata. Nu durează foarte mult până când iese produsul. L-am testat acolo în magazin și mi s-a părut interesant. O să-l iau și pe la mare și poate filmez de acolo câte ceva și vedem pe clip cum se așează pe față. Pare destul de pudrat, deci ar trebui să aibă o acoperire bună, aș zice eu. Nu cred că are miros. Ia stați un pic, am și crema pe mâini. Nu are miros absolut deloc. Deci mi s-a părut un produs care ar merita testat. Și trecem acum la Pepco.
Nu știu dacă sunteți la curent, dar recent s-a lansat o colecție în colaborare cu Barbie. Am vrut să mă duc să o văd, n-am vrut neapărat să cumpăr ceva, dar până la urmă am reușit să pun mâna pe două seturi. M-am hotărât să-mi iau două seturi pentru casă, care arată în felul următor. În primul rând, pentru anotimpul acesta de tranziție, nu acesta, încă nu, mulțumim Dumnezeu, încă nu, dar pentru perioada aceea de tranziție între vară și toamnă, m-am hotărât să-mi iau acest set cu pantaloni negri. Să știți că mărimea S la pantaloni nu mai exista. Nu știu exact când s-a lansat această colecție, dar mi-am luat în mărimea M. Mi se par un picuț cam mari, dar pentru un produs pe care îl voi purta în casă nu mă deranjează. Pantalonii au costat 32 de lei și ar trebui să fie în mărimi de la I, de la S până la XXL. Așadar, aceștia sunt pantalonii M. Dacă vreți să vă vină bine și mai găsiți, v-aș recomanda să vă luați true to size. Pentru că nu am găsit nici hanorac. În mărimea mea mi-am luat unul L, dar la hanorac nu mă deranjează deloc, 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 pentru că a început să-mi placă ca în partea de sus să pun așa produse un pic mai oversize. Și arată cam așa, vine cu glugă și cu un fermoar care sper să reziste în timp. Pare destul de ok, așa, la prima testare. Iar pe hanorac am dat 55 de lei. Deci cu 87, dacă am reținut corect prețul la produsul anterior, mi-am luat acest set drăguț, aș zice eu, pentru că nu este rozul acela foarte, foarte siclam. Este un roz mai potolit. Și în acest sens mai am un set. Tot așa, într-un roz foarte drăguț, mi s-a părut mie, acesta de aici. Mi-a plăcut foarte mult materialul și faptul că este așa foarte pufos, nu aveam neapărat ceva în genul acesta, doar că nu are fermoar hanoracul, adică este așa cu totul și pantalonii sunt lungi. Evident că aceste produse se pot cumpăra și separat, dar eu am vrut să-mi fac așa un set și cel mai mult mi-a plăcut la pantaloni faptul că au această bandă jos și nu mă deranjează în cazul în care sunt lungi. Pentru pantaloni am luat tot așa mărimea M. Aceștia au fost 43 de lei în comparație cu 32 parcă, cu cei scurți. Iar bluza am luat-o în mărimea tot M. Am găsit. La ăsta am găsit M. Cam așa, iese și ea destul de mare și a costat 43 de lei. Deci 86 de lei și acest set. Ia să vedem ce mai am. A, da. Am un set de baterii, nimic extraordinar, 6 baterii de la Kodak. Aveam eu nevoie pentru un produs de pe Shein și tot uitam să iau. Am mai luat și un set de, hai să le numim clipsuri pentru masă, așa arată, în formă de ananas, ne duc clar cu gândul la mare, la vară. Dacă ați văzut tot așa în clipul de pe Shein, am luat acele fețe de masă pentru masa de afară, am pus fața de masă, arăta foarte bine, doar că a venit o furtună, să o numim, a bătut vântul puțin mai tare și a trebuit să o caut prin curte, așadar m-am hotărât să achiziționez așa ceva. 10 lei a costat acest set, adică 2,50 lei bucata. Și ultimul produs din acest haul și de la Pepco am găsit cel mai frumos pahar. Acesta. Nu știu de ce m-a atras atât de mult, este practic un pahar de sticlă simplu, dar avem pai de sticlă care arată foarte bine, cu un capac așa de lemn și așa arată paharul, este tot de sticlă și avem aici o husă care se poate scoate și în cazul în care, nu știu, pui ceva fierbinte, nu te va deranja la mâini. Am dat pe el 16 lei și mi se pare foarte, foarte drăguț. Cred că este un pahar foarte bun pentru smoothie-uri, de ce nu? Deci mi-a plăcut foarte mult. Mai aveau cu material negru aici și cred că mai era unul cu alb și cu niște, ca niște bombonele din acelea foarte subțiri. Încercați să mergeți la Pepco cât de curând, pentru că am eu un feeling că aceste pahare se vor vinde rapid. Îmi plac foarte mult, n-am mai văzut ceva asemănător pe nicăieri și paiul este exact așa cum mi-l doream, arată bine și paharul, deci da. Cred că cea mai încântată sunt de acest pahar din tot ce am luat de la Pepco. Bun, am terminat. Mulțumesc mult de tot pentru atenție, ca de fiecare dată. Abia aștept să ne revedem data viitoare cu un nou clip. Posibil să fie acel mystery box care a sosit din Cehia. Am niște emoții. Rămâne de văzut ce am primit de data aceasta, așa că rămâneți aici în continuare pe canal
și ne vom vedea data viitoare cu un nou videoclip de la 2:30. Pupici!